Suntem la Castelul de Lut, de la Valea Zânelor, iar acesta este râul Porumbacu. A plouat foarte tare și de-aia e așa de agitat. De obicei nu e atât de mare, mai micuț. Aici vin copiii să se joace în apă, atunci când e liniștită, evident. Haideți să vă arătăm ce frumos. Și a reușit să fac o familie de bucureșteni într-un loc departe de capitală. Da, relaxează-te, este magic. Nu se poate vizita în interior, se poate vizita doar exteriorul și a fost gândit ca o clădire dintr-o poveste. La un moment dat va fi un hotel butic cu 6 camere și 4 apartamente. Acolo în stânga o să fie un restaurant, o să fie un circuit închis. Fiecare cameră va fi diferită și fiecare cameră va fi ca o poveste. Se poate urca în turnul acela și în turnul din spate se poate urca. Casa este acoperită cu șindrilă de lemn și majoritatea lucrurilor sunt făcute handmade. De la felinare până la uși, ferestrele văd că sunt din termopan urma. O curte frumoasă, v-am zis, a plouat foarte tare. Pe o săptămână tot plouă. La 40 de minute de condus de Sibiu. Merită să veniți să-l vizitați. Cât se mai poate vizita, v-am zis că o să devină hotel și nu o să se mai poată vizita.